Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, domnul primar! Bună ziua, domnul profesor! Să fie sănătos, cu toate cele bune! Cu multă sănătate! Mulțumesc! E o mare bucurie că sunteți născut chiar de ziua fericirii. Da. Ne oferiți o fericire în plus și nouă și un motiv de fericire în plus. Eu de dimineață am dat tuturor romașcanilor să fie fericiți, cu atât mai mult cu cât sărbătorim și ziua dumneavoastră. Îmi pare bine, la fel ce succes, multă sănătate în primul rând. Mulțumesc. Și alături de noi să fiți mereu și să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră. Da, bun. Și din partea primăriei municipiului Roman, un aranjament floral, așa pe care să vă facă ziua și mai fericită decât era până acum. Prea mare atenție. E mare și frumos, dar meritați toată atenția noastră, indiferent cât de mare este. Da. Ce faceți? Cum vă spune? 84 de ani? 84 am, dar picioare n-am. Da. Vă mulțumesc frumos, nu trebuia, domn primar. Aici, și din partea noastră, a primăriei, avem, da, în primul rând, o diplomă, da, aniversară. Da, mă aveți, dar nu de la 84 de ani. Și nu de la noastră. Și nu, da, de la mine, bravo. Am de la, da. Așa, domnul Iancu Wexler, președintele comunității, creșteți din Dinașe, împreună, mulțumesc foarte frumos, vă mulțumesc, și aici avem o agendă. Mulțumesc. În pix, mulțumesc, da. Un calendar pentru dumneavoastră. Să fiți sănătoși. Să-l aveți aici. Să fiți sănătoși la cum de jos. La votul jos. La votul, da. Bun și la votul. Votăm cu dumneavoastră, sigur. Da. Ce v-ați sănătoși? Hai să vă spun. Inima am, stomac am, dar picioare n-am. Nu pot să merg. Asta așa? Ochii se mi scoate, bine și părul. Da, putem începe. Da. Deci cum vă simțiți? Repetăm întrebarea. Mă simt ca la 84 de ani, bolnav de picioare în urma unor operații de ernie de disc. În rest, mulțumesc lui Dumnezeu. Bine. Bine, cu serviciul la comunitate, pe acasă cu treburi, cu copiii, cu nepoți. Mergem înainte.